Salut lumea și bine v-am regăsit la o nouă promovare. Astăzi îl promovăm pe Noob Ermi. În primul rând, tipul și-a ascuns abonații, de nu pot să dau un număr exact cât are de abonați. Dar după cum văd, tipul postează destul de des. Având în vedere chestia doar la început, am văzut că a făcut și un montaj, Save Me. Este cu survival games și alte chestii. Am văzut că de obicei joacă survival, nu suntem la episodul a lui. Eram sigur care intră. Haide, mă. Aha. Nu unde ești, bă? Eu, sa ce sa? Deci ești paralel cu mine. Eu mă duc aici pe scară, că pe la tren. Tu unde ai, uite? Eu am luat acest. Deci după cum vedeți, tipul are calitate, are content. Chiar v-aș ruga să vă abonați la el. Ar conta foarte mult pentru mine și ar conta foarte mult și pentru el. Și aici aveți linkul de la linkul, what? Aici aveți montajul lui. O să aveți un link în descriere cu canalul lui. Și acum să trecem la episodul nostru minunat de Minecraft. Ia! Yeah! Bun. În primul rând, părul nu-mi stă. Trecem pe asta. Ar trebui să stea, că stă numai că... Ani, uite, vedeți? E cam beznă în cameră și... Mă rog. Bun. Aici am rămas blocat ultima oară. Ia să-mi dau... Așa. Aici m-am pus eu blocat, că s-a puțin AFK. Bun, haideți să... Bă, filmează asta. Filmează, dară. Să mă întind și stau și eu pe spate. Da, mi-am schimbat un pic camera, pentru că s-a rupt un fel de chestii de la ea și numai așa pot să mai țin acum. Eu stau destul de flex aici. Îmi place că în sfârșit mi se vede mâna stângă și... Pot și eu să... Bine... Ar trebui să stau așa, da, așa mi se văd din urmă sprânceana și mai bine lasă. Ok. Hai să începem. Și să punem de ce bolile astea ce bun. În primul rând vreau să acopăr chestia de sus. Că tăcure pe acolo și trebuie să mă apuc de Nether Hub. În primul rând trebuie un strat de jos. Prima dată trebuie să-l acopăr cu cablul ăsta, că da, na. După aceea trebuie să fac un design care se iese din apă, din apă, din lavă. Oh, uite, bună. Nintu cu curiș, că e apă, mă. Și am uitat un lucru foarte important. E Crăciun! E spiritul Crăciunului! Și uitați-vă ce căciuliță frumoasă și că mi-am pus pe căpuleț. Am adică pinii pe care pe cap. Mă, da. N-arată ciudat în pana mea că îmi bate jumate de soare, îmi bate direct pe mufă, pe jumate asta de mufă. Și ce-i bez, nanani, dacă stau așa? Hai că, da, mă joc așa, hai. Trebuie să mă întind mâna pe ta, așa. Da. Dar ia să văd, nu pot să întorc eu cumva chestia asta? Că știu că ce că la cameră pot să întorc și chestii. Păi da, păi nu? Am să vede camera mea din partea alaltă. Ce chestie, frate. O să las așa. Așa. Adică știi, adică așa ar veni camera mea, adică... Dacă ții mâna încolo... Nu, dacă ținem încolo. Încolo, deci. Aici mi-e televizorul. Tu căltata. Ce m-aș face fără televizorul meu? Probabil. La fel. Încă palma. Trebuie să... Nu! Eu nu! Eu nu, da! Mamă, ce bine că m-am ajuns după chestia parcă... Nu! Ioi, Dumnezeu! Taie el domnul să-l taie, mustră-te domnul să mori azi, da chiar azi! Vai, taie-te domnul!
Hai să mâncăm. Yeah. Prea șmecheră căciulița asta. Trebuie să-mi pun și un hanorac sau ceva. Să-i pun așa să-l îmbrăc ca un elf. Nu știu de ce îmi place. Și... știți elfia de Crăciun? Era într-un film ceva cu Crăciun. Așa se numea actorul, nu, Crăciun. Și... era în film cu el și juca pe postul de Moș Crăciun. Și era un elf care era tot așa ca mine, ca și caracterul meu, deci era... avea la început doar o căciuliță și după aia la pe mai ăsta era îmbrăcat tot cu, știți, din aia chestii de elf and shit și arăta șmecher și îmi plăcea. Bine. Uitați acolo ce fain arată, lava. Lava. Acolo e portalul meu, meanwhile. Nici acum nu am dat foc. Deși am ăsta la mine. S-a dat că nu mai știu. Flex. Urât arată cobblestone-ul ăla. Flex, flex, flex. A, da! Am vrut să fac ceva în ei. Hai de la mine, fightful. Mamă, cum arată, parcă e altă viață. Bum. Aici ar trebui să fie mijlocul. Dar... acum începem. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acum numărăm din nou. 3, 4, 5, fuck, am greșit. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Bână, bână! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Da, o să tai din ăsta oricum. Am numărăm din nou. 1, 2, 3. N-am ieșit torțe. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Deci stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ioi. Așa să punem o tortă. Ci? Și amu, să începem. Deci trebuie să fie 20 pe 20, da? Bă, înălțimii nu-l fac 20 pe 20, mă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da, mă, și-am uitat să vă zic un lucru foarte, foarte important. Am luat 9 în teza la mate. Da! Am luat 9 în teza la mate. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase. Băi, deci voi nu știți cât m-am bucurat. E calma 90. 9 la teza la mate. Ai de capul meu. Băi, deci am crezut că mușc din bancă, frate. Deci când am văzut. Deci când am văzut fucking 9 în teză, bă, m-au venit să mușc din bancă. Mamă, mamă. Și să nu mai zic că e și cea mai mare notă din clasă. Aia mă bucura și mai mult. Știi ce ceva gen... ha! I'm better than you! Rect! Da. Astea când va trebui să le scot, știi? You know? Bă, chiar bă! N-ar fi fain să pun sticlă, așa, să vadă... Dar sticlă din asta roșii, mă, sau... știi să se vadă cei de sub de mine și... nu. Ok. Bine. Pun așa.
Și acum, ce să mă gândesc, ce ar fi potrivit, ce să vă povestesc eu vouă? În primul rând, casc. Bun. Și amu, să trecem la partea, la story time. Bine. Story time ar fi felul următor. Camera e proastă, în primul rând. Camera asta. În al doilea rând, story time-ul va veni acum. Stai numai să mă gândesc. Așa, da. Desigur, haideți să vă povestesc puțin despre colegii mei de clasă. Deci, în primul și în primul rând, am doi colegi care îs amuzanți de-al dracu. Îs doi pocăiți. Și, nu-mi va ție prea bine, bă, dar râz cu ei în oră de mori. Și astăzi am râs atâta în oră, bă, m-or da lacrimile în oră, era să mă scoat afară de la oră, ești tâmpit. Deci, Jesus, adică era, m-am văzut că tot uita la mine și nu m-a zis nimic, dar stai seama că m-a simțut. Bă, dar râdeam, frate, de ei, dar n-ai cum să nu te râzi. Deci, știi, zice profesorul de geografie ceva de Dobrogea, nu știu ce, Dâmbovița și prostina astea și zică, da, am fost acolo. Da, știi, stau un picuț în nu știu ce, dar, bă, deci au așa niște faze din astea, nu știu cum să vă explic, bă, pentru că ar fi ceva ciudat, dar, bă, da, îi filmez într-o zi, să-mi bag de coșul pom pe YouTube. Bă, deci mori, nu altcumva. Și se strâmbă cumva ciudat, dar, știi, îi fac așa, frate, se distrează ei la școală, nu se gândesc, a, ce vin la școală, trebuie să învăț, căcat, pișat, mărdărie, căptură galbenă. E să distreze, vin la școală să se distreze și probabil e cel mai bine așa, știi? Adică dacă stai să te gândești că am tez, am râie, bine, asta e destul de rău dacă ai râie, da? Da. Asta e cel mai important, frate, să te distrezi la școală. Nu ca cum zic profesorii, învață, că dacă învață, vezi că peste 4 ani dai tez din asta, dai bac din asta. Sau 3 sau 4. 4 ani, da. Sau, ceva genul, frate, deci, jur, că de la 5-a până la 8-a, în continuu, dar în continuu toți profesorii, în la 5-a, vezi, pregătește că dai evaluarea națională în a 8-a. Dar ce e așa de mare brânză evaluarea, bă, frate, că stau și mă gândesc că nu tu te înfricoșezi, ci mai mult profesorii te înfricoșează cu aia și să... Și atunci te întreb de ce au trac unii la ăsta. Păi dacă îi fuți tătă ziua, ori că zici că e ușor, că nu știu ce, zici, ah, că e greu. Că dacă ăsta, că e greu, că mori, că nu știu ce. Aia fiind serios. Mai bine te duci și zici, bă, frate, îi, într-adevăr, dar îi zici ca la o teză. Că am făcut, când am dat ăsta, teza la română, a fost după model de evaluare național, așa, în a 8-a. Și... Și era exact la fel. Și era ușoară. Și fără să învăț, fără să citesc, măcar să deschid un caiet, iau 9. La 8. Deci nu-i greu. Trebuie să ai puțină cunoștință generală și să mai citești odată o lecție sau o descriere sau ceva dialoguri sau căcatele astea. Și vă zic încă un lucru, nu învățați definițiile la română, că nu vă ajută cu nimic. Degeaba. Le înveți, le uit. Și, de exemplu, nici o definiție nu țin minte. Nu vezi caracterizările alea și ce dracu ți se dă. Ce dracu ți se dă, nu știu. Ce se dă? Da, și acum trece pe bază de Minecraft. Nether-ul ăsta m-am gândit să-l fac singur, frate. Nether hub-ul, pentru că știți, vreau să fac după gusturile mele. Gen, nu să-mi vină careva să-mi sufle în ceafă sau asta sau... Îl fac după cum vrea mușchiul meu și gata. Nu comentează nimeni. Cine comentează, jugular afară. Bine, nu, da, zic așa, frate. Dacă chiar au pe careva că comentează, că nu știu ce, că de ce ai făcut Nether Hub-ul, că nu-mi place cum arată, că ăsta. Frate! Păi tu de ce nu te-ai pus să faci atunci? Păi nu? meanwhile, e ora 3, afară e aproape beznă. Bine rău.
La ora 3 aproape afară e beznă. La ora fucking 3 după masa, nimeni 3, 2:42. E întuneric afară, destul de întuneric. Că nu e chiar atât de lumină. Adică vedeți și voi după mufa mea cât de beznă e pic afară. Și în curând cred că nu o să mi se mai vadă fața. Și mai trece cât timp boschetar. Mai pe geam, uite. Bine, nu văd nimic, dar îți dai seama, văd câte o mașină, mai aud câte o mașină, mai câte un tir, mai câte un, eu nu știu ce, câte un rape, câte un ceva din astea. Ok. Și ia uite bă, că a trecut și ziua aia 16, în care trebuia să fie beznă 6 zile. A trecut și aia, mă. Și am trebuit să ies cumva din lavă, neapărat. Fuj. Hai cu tata. Da, doamne, fuci-te de-a pune blocul ăla acolo. Ciao. Ioi, Dumnezeu, nu crăp! Nu azi! Asta nu știu care sunt ceruri. Hai mă, nu muri! Aoleo! Stinge-te! Dumnezeu! Unde e o poțiune? Ok! Spargem în urma noastră. Poate sparg la de sub mine că jur că cel mai bolovan. Vai! Vai, ce era! Să crăp. Mă, nu pot să sar până acolo. Alo! A, uite că mere, bun. Mamă, dead jump to. Alo, domnul, sper că nu știu super cam intra și eu pași impusă. Mulțumesc. Mai am fixul partea din aia. Și nu mai cobblestone. Și mă încă nasul. Și așa. Mă, asta mă nervează, frate, cel mai mult la webcam-ul meu, că eu n-am destul lumină suficientă în cameră încât să se vadă ca lumea. Deci nu suport chestia asta. Și dacă deschid becul, iar nu se vede bine. Dacă aprind, eu am un bec rotund așa cu neon. Bă, dar nu suport lumina de la, deci pur și simplu mă dor ochii de mor, nu altcumva. Și dacă aprind ăla de ăla, să-mi bat direct așa în față, dar direct în față, mă, direct. Și să zici că am o lampă, am o lampă pe coridor, dar dacă... Bă, chiar de ce dracu ne-au lampă pe coridor? Bă, aș lua omul, dar ar trebui să mă târăsc pe sub birou, să bag în priză, să... să... V-ați prins voi. Ok. Și apa asta nu mai pot de sete, dar trebuie să nu beau așa mult în video, că știi cum e. Când te vede lumea, le faci lor sete. Nu-i bine. Am un doar na. Bă, și... Când te stai așa și te uiți... Frate, uneori de jur, uneori chiar îmi pierde tot cheful de Minecraft și... Bă, neapărat am nevoie de un alt joc și simt nevoia să mă joc alt joc. Da. Uneori... După ce... Iau pauză la Minecraft, îmi vine cheful de Minecraft, frate. Și acum că am început netrabul, chiar m-a venit chef acum, deci chiar o să vedeți în ultima săptămână, în săptămâna asta. Deci o să vedeți la videoclipuri cu Minecraft în prostie. Acum, na. Unde te-ai dus? O, ce Dumnezeu? Mă rog, eu cred că pe aici o să închei videoclipul. O să filmez altul când... Oricum o să apară zilnic Titanic. O să filmez altul când o să facem cover. Oricum o să fie undeva pe 10 episoade, 11, 12. Deci o să ne ocupăm destul de Nether Hub. Acum trebuie să plec și eu. Cam atât cu acest episod. Până la viitoare am fost Pain. Nu uitați să lăsați un like, un comment și subscribe. Pa! Unde e butonul?